Bună și bine ați venit pe Tarotada. În această seară vreau să fac o etalare să vedem de ce nu vă caută și cine este cu adevărat această persoană. Să vedem o poveste, să vedem cine este persoana pe care voi o gândiți, dar care nu vă caută, care pe care voi o aveți în minte, cine este această persoană cu adevărat. Haideți să vedem, dragilor este o persoană care are foarte multe limite, are foarte multe lucruri de ascuns și nu vrea să fiți, să intrați în intimitatea ei. Poate că această persoană v-a blocat, poate că această persoană nu mai vrea să știe de voi sau aici este o carte care spune că nu ai voie să intri, e privat. Nu. Este limită, nu ai voie. Haideți să vedem de, de ce. Pentru că se crede deasupra tuturor această persoană. Crede că este mai bună decât oricine. Mai presus ca ea nu există nimeni. Și atunci. Are un vis această persoană. Dorește să facă ceva. Să vedem. Are o părere foarte bună despre ea, această persoană. Aici este casa corpului, casa sufletului și este o stea. Se crede deasupra tuturor și crede că toate dorințele trebuie să îi se împlinească. Cântecul sirenei. Această persoană ascunde multă tristețe, are o muzică în suflet pe care nici persoana nu o conștientizează. Este axată pe propria persoană și dorește multă distracție această persoană. De ce nu vă caută? Pentru că. Și a impus aici niște limite și această persoană nu s-a descoperit încă. Nici ea nu știe ce caută cu adevărat, ce își dorește cu adevărat. Este o persoană indisponibilă emoțional. De ce nu vă caută? Voi aici ați trimis multe mesaje de iubire acestei persoane. Această persoană s-a retras. Este. Se gândește la alte lucruri această persoană. Uh, are foarte multe lucruri. Este posibil să fie o diferență destul de mare de vârstă între voi, persoana care s-a retras să fie mai mare decât voi, sau să existe aici o diferență uh, mai mare de vârstă. Uh, Persoana vă consideră un inamic, un dușman, s-a întors împotriva voastră pentru că consideră că ați sufocat-o, că i-ați trimis prea multe mesaje. Voi aici sunteți persoane destul de îndrăgostite, care vă doriți o uniune și așteptați această persoană și îi trimiteți mesaje, o căutați dar persoana se gândește mult și nu dorește uh, contactul. Uh, este o capcană. Nu vă caută ca să o căutați și mai mult voi, dar uh, persoana și-a pus limitele care nu sunt atât de sănătoase pentru că aici este un joc al minții, este o formă de manipulare. Uh, să o căutați din ce în ce mai mult și să vă gândiți din ce în ce mai mult la ea. Aceasta este persoana la care voi vă gândiți. Voi aici aveți multă iubire și vă gândiți la această persoană și la iubirea voastră. Doar că energia este o capcană, este o păcăleală. Această persoană poate nu o cunoașteți de foarte mult timp, poate nici nu v-ați văzut de multe ori. Voi trebuie să vă ascultați foarte bine intuiția, lăsând la o parte sentimentele și... Tot ceea ce este în mintea voastră, relația din mintea voastră, trebuie să vă ascultați foarte bine intuiția. Persoana este o victimă a mentalității, după cum vedem, este aici închisă, legată de pat în propria minte. Se autosabotează, este o persoană trădătoare, este un, o persoană care nu este bună pentru voi, nu este bună pentru ce vă gândiți voi. Voi vreți aici familie, vreți iubire, vă gândiți la sentimente frumoase, persoana se gândește la cu totul altceva, persoana vrea totul pentru ea să ia cu toate mâinile și să nu dea nimic. Vrea ca voi să o căutați, vrea ca voi să vă duceți către ea, și ea vă blochează sau vă respinge apelul sau nu vă răspunde. Uh, persoana va face pași către voi, dar. Uh, tot pentru o glumă, pentru o joacă. Persoana este imatură emoțional, este axată doar pe propriile dorințe. Voi sunteți optimiști, dar vreți succes și iubire cu această persoană. Vreți, voi aveți sentimente sincere față de această persoană și vreți să o ajutați. Această persoană va cerut ajutorul pace se face pace aici. Persoana nu va ieși din acest blocaj. Persoana aceasta este axată pe parte materială. Dorește face un joc această persoană, un joc al minții. Se retrage și crede că retrăgându-se voi o să cădeți în capcană. Ceea ce și faceți, vă duceți mai mult către ea, o căutați și mai mult și intrați în această stare de disperare. Vă întrebați de ce nu vă caută, de ce nu vă sună, ce se întâmplă. Dragilor, să știți că această persoană vă întinde aici o capcană. Și veți avea o surpriză neplăcută dacă continuați să sperați la această persoană. Voi sunteți sensibili, sunteți puri. Aici este un hoț, iar voi veți rămâne cu dezamăgirea dacă această persoană se va întoarce nervi, o persoană nervoasă. Ați avut multă speranță, dar această persoană se poartă copilărește, se poartă. Uh, are o vibrație joasă această persoană. Are o, pers o energie în care dorește să. toată lumea să stea la picioare, toată lumea să o iubească și ea merită. Are dorințe care trebuie satisfăcute de ceilalți. Pentru că este o victimă a mentalității. Este crescut persoana într-o modalitate uh, mai puțin ortodoxă. Uh, este lingușitoare persoana. Dorește succes, dorește și sub uh, această. păcălire sub această cortină, sub această ceartă pe care a avut-o cu voi sau pe care vrea să o aibă cu voi, își dorește succesul, își dorește reușita lui personală. Aici vi se întinde o capcană, dragilor. Dacă mergeți către această persoană, veți fi dezamăgiți. Haideți să vedem și alte cărți. Haideți să vedem de aici. Pentru cine este această etalare, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici, decât dacă rezonați, dacă găsiți aici lucruri care se potrivesc cu voi. Da, voi doriți aici, doriți această persoană în viața voastră. Doriți să faceți o familie cu această persoană și vă gândiți la multe lucruri. Aici este o relație doar în capul vostru. Persoana nu are nicio legătură cu voi. Va întins o mână și voi ați crezut că vrea multe, dar nu vrea această persoană. Această persoană este. Poartă măști multe, are multe adicții, are multe uh, copilării. Aici trebuie să lăsați în urmă, să mergeți mai departe și să vă reinventați, pentru că sunteți o persoană frumoasă, sunteți o persoană care merită o relație benefică, voi sunteți aici persoane cinstite, persoana nu este, persoana poartă multe măști. Se crede deasupra tuturor și dorește ca toată lumea să o valideze. Voi aici aveți alte alternative, aveți perspective, puteți avea relații frumoase cu altcineva. Aici trebuie să curățați spațiu și să lăsați această persoană să-și facă treaba în altă parte, pentru că ți se pregătește ceva frumos ție. Acum depinde de fiecare. La capătul setului de cărți este o căsătorie, este un uh, angajament, un mariaj, o promisiune, doar că toate lucrurile sunt în ceață. Poate că această persoană va uh, cerut în căsătorie sau va promis căsătoria la un moment dat, dar persoana a făcut-o doar ca să vă atragă în această capcană, doar ca să vă facă să credeți cât de bună și benefică este ea. Nu a fost sinceră nicio clipă această persoană. Sentimente mixte, semnale primiți. Sentimente blocate aici, nu știți ce să mai credeți. De ce nu vine? De ce nu vă caută? Voi vă gândiți, aveți multă iubire de oferit. Distanță, blocaj și pretinde această persoană că este cine nu este. foarte măști și a cam exagerat și a jucat ultima carte. Voi acum sunteți în așteptare. Voi așteptați un suflet pereche. Acesta este un suflet suflet pereche fals. Stați aici și așteptați această persoană. Da, este o lecție din trecut pe care voi trebuie să o învățați, lecția iubirii de sine. Să stați cu voi și să vă deschideți inima persoanelor care merită Să fiți empatice cu cine vă oferă compasiune Aici sunteți persoane vulnerabile Nu lăsați dragilor persoane care doresc să vă atragă în capcane Să intre în viața voastră, aici a intrat cu... Picioarele în viața voastră, această persoană va a luat pe partea sentimentală și va a creat o iluzie. Această persoană v-a încântat cu ceva, cu acest cântec al sirenei, v-a spus o poveste frumoasă, poate v-a invitat la dans, poate gândiți-vă ce v-a oferit această persoană și ce ați oferit voi și faceți un echilibru, faceți o balanță, puneți pe hârtie ce a făcut și ce ați făcut voi și vedeți cine și ce a făcut mai mult. Această persoană nu vă caută pentru că dorește ca voi să vă duceți către ea și să poată să facă ea ce dorește. Acum fiecare are liber arbitru și fiecare știe. Aici, la capătul setului de cărți, este efectul fluturelui. Voi vă schimbați la 180 de grade. Poate după această citire, după această etalare, veți înțelege mai bine că nu toate persoanele sunt binevoitoare și nu toate persoanele sunt la fel ca voi. Dacă voi sunteți persoane bune, nu înseamnă că toată lumea din jurul vostru este la fel. Gândiți-vă de două ori înainte să acționați, gândiți-vă de două ori înainte să trimiteți bunătate și să împrăștiați iubire persoanelor care nu-și arată adevărata față. Pentru că iubindu-vă pe voi, intuiția vă va spune dacă persoana este bună sau nu pentru voi. Voi aici veți înțelege efectul fluturelui. Este o transformare în gândire. Dacă nu ați văzut până acum realitatea, o veți vedea, dragilor. Haideți să vedem și de aici câteva cărți. Aici este o capcană, este o păcăleală, este un, uh, un bufon care uh, manipulează situația. Judecata, asul de bâte și cinci de monede, 10 de spade, spânzuratul și pajul de monede, la capătul setului de cărți, 6 de bute, dragilor. Voi dacă veți sta aici în credința voastră și în corectitudinea voastră, veți fi sinceri față de voi și veți înțelege că această persoană a fost menită să ajungă în viața voastră doar să vă învețe ceva. Aici a fost un început pasional și voi ați crezut că este persoana voastră, că este acel suflet pereche cu care voi trebuie să rămâneți. Și această persoană v-a lăsat aici în singurătate, în cinci de monede, v-a lăsat în așteptare, v-a sărăcit sufletul, voi ați rămas gândindu-vă la această persoană și tot îi trimiteți mesaje, gânduri de iubire. Aici este un blocaj mare, un spânzurat între voi, pentru că persoana nu este sinceră și voi simțiți, dar totuși vreți această persoană în viața voastră pentru că voi vreți această căsătorie, vreți această uniune. Această persoană vă va aduce un 10 de spade dacă nu a făcut-o deja, pentru că intențiile ei nu au fost cinstite, nu au fost curate. Această persoană a vrut cu totul altceva de la voi decât ați vrut voi și parte materială aici a vrut această persoană de la voi sau o relație de scurtă durată contrar așteptărilor voastre, pasiune și a avut succes, voi ați rămas pe gânduri și stați și vă gândiți, meditați și vreți această persoană să vină înapoi, dar această persoană cum am spus, se gândește doar la ea. Voi veți avea succes dacă vă veți uita puțin în urmă și veți analiza corect situația, veți înțelege. Că această persoană și-a făcut doar jocul, și acum face un alt joc ca să vă atragă din nou în capcană. Voi veți înțelege aici, este un șase de băte, este o carte a succesului. Veți înțelege situația și veți lua măsuri, dragilor. Mai vreau niște cărți de aici. cine este această persoană, o persoană care dorește cu orice preț să aibă noroc. Este o persoană șireată, este o persoană inteligentă, care știe cum să tragă ițele, cum să facă în așa fel încât să vă atragă de partea ei. Este o persoană care S-a ținut de voi, v-a trimis aici un mesaj și a avut succes în prima fază. Vreau să văd ce va face bârfă. Se va încheia această legătură. Este o legătură toxică, este o legătură care a fost pe destinul vostru. Aici este soarele. Voi vă îndreptați către ceva luminos, către ceva frumos, atâta timp cât lăsați acest destin să se închidă această persoană, să-și vadă de viața ei și să meargă cu măștile, cu capcanele mai departe oriunde are de mers. Voi aici vă îndreptați către o altă persoană sau către o stare de liniște. Veți mai comunica cu această persoană sau veți comunica cu un prieten drag care vă va deschide ochii uh, mai bine. Spuneți, dragilor, părinților, prietenilor, rudelor, celor apro apropiați prin ce treceți, poate primiți un sfat uh, bun, prietenesc. Aici așa a fost să fie cu această persoană ca să vă învățați lecția iubirii de sine. Lecția. Grea, tristă, suferința aici, greutăți legate de voi și legate de acest bărbat. Da, veți merge mai departe către o altă persoană cinstită. Va veni la un moment dat în viața voastră o persoană bună pentru voi după ce vă veți elibera energetic de această relație, de acest om care nu vă mai lasă în apropiere va a blocat sau uh, nu mai dorește momentan, crezând că așa vă va atrage și mai mult în capcana pe care v-a întins-o. Este o vulpe și reată, este o persoană care cu asta se ocupă. Dragilor, Fiți atenți la sentimentele voastre, fiți atenți la persoanele din jurul vostru, pentru că, așa cum am spus, nu toată lumea este la fel cum sunteți voi. Cu toții suntem aici, veniți cu scopuri, cu anumite scopuri, fiecare cu scopul lui. Nu spune nimeni că este bine sau este rău ce face fiecare, dar ca să. Evitați o suferință, o tristețe, întrebați-vă de mai multe ori de ce faceți ce faceți, de ce sunt persoanele uh, de lângă voi așa și de ce atrageți astfel de persoane, ce faceți bine și ce ar trebui să faceți pe mai departe. Cu siguranță vă veți răspunde la toate aceste întrebări. Vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa.